Salutare, prieteni, eu sunt Andrei de la Primul 11 și astăzi vom vorbi despre noul puș minune adus de Borussia Dortmund din Anglia. Înainte de a începe acest episod, nu uita să te abonezi la acest canal pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în lumea fotbalului. Jude Bellingham este un tânăr mijlocaș și englez care evoluează în Championship, echivalentul Ligii a doua, la Birmingham City. Puștiu a fost achiziționat de Borussia Dortmund și aceștia s-au luptat cu Manchester United pentru a pune mâna pe semnătura lui. Jude Bellingham este considerat de mulți specialiști unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști englezi, motiv pentru care Manchester United a încercat să-l aducă pe Old Trafford. Mai mult decât atât, diavolii roșii au încercat să-l convingă să semneze cu aceștia cu ajutorul lui Sir Alex Ferguson, dar nici legendarul fost antrenor al lui United nu au reușit să-l oprească din drumul spre Bundesliga. Sir Alex Ferguson și Matt Judge, un oficial de la United responsabil cu transferurile, au încercat să-l convingă, l-au adus la baza de antrenamente, însă nu au reușit să obțină nimic de la el, fiindcă visul puștului era să ajungă la Borussia Dortmund, exact cum s-a întâmplat și cu Jadon Sancho. Mi s-a părut că a fost foarte impresionat de ce a văzut și de discuții, credeam că a fost impresionat și de ce îi putem oferi. Avem o datorie față de jucătorii noștri tineri și vrem să-i dezvoltăm, a declarat Matt Judge. Borussia Dortmund atrage din ce în ce mai mulți tineri fotbaliști și a început să fie preferata fotbaliștilor, mai ales din Anglia. Pornind de la transferul lui Jadon Sancho, Dortmund a mai reușit să le dea o lovitură de grație formațiilor din Premier League în iarnă, când au reușit să-l transfere pe Erling Haaland, unul dintre cei mai în formă atacanți din Europa. Jude Bellingham a refuzat oferta lui Manchester United și se pregătește să o părăsească pe Birmingham City la finalul sezonului. Conform Daily Mail, Jude câștigă un salariu de 165 de lire pe săptămână, iar la Dortmund ar urma să primească 60.000 de lire sterline lunar. În actualul sezon din Championship, Jude a jucat 42 de meciuri, în care a reușit să marcheze de 4 ori și a oferit 3 pase decisive. Totodată, Jude Bellingham are și 3 prezențe naționale a Angliei Under-17, pentru care a marcat de 2 ori. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita de like, share și subscribe. Eu am fost Andrei, împreună suntem Primul 11.